Bă, fii atent, știi că noi avem o colegă, Andreea Berghea, nu? Da. Așa, și știi că ea are multe pisici? Uh-huh. Așa, ieri vorbeam cu ea. Așa. Și m-a întrebat dacă nu aș vrea și eu o pisică. Și vrei? Nu, a. Nu vreau. Că n-aș avea timp de ea. Mm. Serios, adică nu cred că poți să înveți pisica să-și cumpere singur conserve să le deschidă, nu? Adică... Nu poți, dar poți cel mult să depozitezi grâu în casă. Așa. Și să sper că atrage șoareci. A, ok. Să-i mănânce pisica. Dar până la urmă să știi că ea tot îmi zicea că băi, că e mișto pisica, să știi că e frumos să ai pisici, e foarte drăguț, e artificiție. Și hai să caut și eu beneficiile pisicii, să văd și eu ce face pisica, ce știe ea să facă. Ai găsit ceva? Da, am găsit un articol, beneficiile la avea o pisică, doar că e un pic invers. Cum adică? Fii atent, ce beneficii sunt? Pisica e un ceas deșteptător foarte bun. Aveți, ăsta e un avantaj. Da, nu? Dar detaliat este un ceas deșteptător pe care nu poți să-l potrivești și nici să alegi melodia de alarmă ca pe telefon. Adică mâța aia te trezește când e foame. Da, da, da. Asta poate să însemne 2 noaptea sau 5 dimineața, știi? Și nu e ca și cum te trezește la modul hei. Hei, trezește-te. Nu, te trezești cu o coadă în nas. Ai coada în nas până în creier, băgată ți-se pe ochi. Asta dacă ai noroc. Mm-hmm. Dacă n-ai noroc, te trezește cu ghearele. Da, 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 dacă pisica e neagră și stai cu ea în casă, nu știu cât noroc poți să mai ai, sincer. Da, stai calea de 200 de ori pe zi. Da, așa. Ce avantaj care nu mai e avantaj, de fapt? Uite, un alt avantaj pentru a avea mâță este că ai haină de blană gratis. Pe pisică. Pe absolut tot ce deții. Efectiv, tot ce ai în casă, în viața ta, tot ce intră în contact cu tine, tot ce trece pe lângă blocul tău sau prin cartier, o să aibă păr din clipa aia înainte. Pentru că pisica are talentul să-ți lase fire deschise la culoare pe haine închise la culoare și invers, nu știu cum face. Păi stai, ce face? Cumpără de la altele? Face trafic cu blană? Bă, nu știu, indiferent ce culoare are mâța, ea face, nu știu, habar n-am, nu știu cum face, dar are un simț cromatic de ăsta. Și uite ce mai face. E și nebună după atenție și după confort, știi? Și astea combinate, atenție și confort, și ce înseamnă? Ce înseamnă? Că locul ei preferat în care se întindă o să fie laptopul tău. Pentru că ești atent la el. Înțelegi? De ce ești atent la el? De ce nu ești atent la pisică? Înțelegi? Și plus că e și cald. Deci pentru pisică e confortabil. Asta așa e, asta așa e. Am și o prietenă cu pisică și când mai vorbim pe Facebook, e coerentă până începe un atunci știu că pisica merge pe tastatură. Chiar oare pisicile stau pe Facebook? Păi, de ce crezi că se dă atâtea poze cu pisici pe Facebook? Pisicile își fac selfie-uri, nu? Băi, dar și de ce n-aș putea să stau niciodată în casă cu mâță? De ce? Că am impresia că mă judecă. A. Tot timpul au atitudine de superioritate, așa, de parcă... Boss, ce superioritate? Vorbești de un animal care crede că laserul cu care te joci pe perete e o chestie vie care trebuie vânată. Nu e așa, băi, nu e adevărat. Eu mă și gândesc că vin acasă și mâța stă pe marginea canapelei. Și dacă ar putea să vorbească, știi, să uite așa la mine, ostentativ, așa. La ora asta se vine? Exact, mi-e exact. Foame, dacă și mâine ajungi târziu, o să verific cu ce e umplută salteaua patului. Păi da, și o să ai un pic că nu suntem împreună. Eu te-am cumpărat pe tine. Eu sunt șeful tău, practic. Eu te dețin pe tine, știi? Da. Și mă enervează, stai și tu ca om, mai un pic pe laptop, mai așa. Un like, mai citești o știre, vine pisica. O să mă așez acum pe tastele tale, fiindcă par importante. Sunt prea importante tastele, mai importante decât mine și asta nu-mi place. Da, scarpină, până spun eu să te oprești. Da. Și o să spun să te oprești mușcându-te de mână. Exact. Așa o să spun. Nu-mi plăcea poza aia în care ești cu părinții tăi, așa că am împins-o de pe mobilă. S-a spart. Știi lădița aia cu nisip pe care mi-ai pus-o în baie? Azi n-am avut chef să o folosesc. Dacă găsim niște tereși roșii din de la intrare, perfect. Exact, au fost. Exact. Asta, nu, eu nu pot cu mâțele, nu știu. Da, da. Eu sunt sigur, cumva, adică am mai avut prietene care aveau pisici și... Așa. Hai să zic doar atât. Eu sunt sigur că în limbajul pisicești, miau înseamnă dă-mi. Eu cred că înseamnă al meu. Știi, vede patul, al meu. Vede frigiderul, al meu. Da, da, încerci să mănânci ceva acolo, ai pus-o capătul și mânturi. Al meu, al meu, al meu, al meu, al meu, al meu.